Vă spunem bună seara, suntem la un centru de studii complexe care și-a propus ca o dată pe săptămână, lunea, să ne putem întâlni cu câte o persoană deosebită care să-și ne împărtășească din experiența pe care o are, dar de fiecare dată prin alt domeniu. Astfel încât să putem merge mai departe către ceea ce se dorește ziua de azi, o abordare transdisciplinară. Suntem 8.000 de discipline, fiecare este specialist într-una, ignorant în 8.000 minus una și deci e foarte greu să ne putem faza pentru a înțelege și a merge mai departe într-o realitate. De aceea, provocarea pe care o avem noi să o transmitem mai departe, eventual și copilul nostru, este să învățăm să dialogăm transdisciplinar. Pentru asta să învățăm să ne cunoaștem cutiuța asta, căci prin cu ea explorăm lumea, mintea, și în același timp să vedem, să filtrăm la un moment dat ce lucruri interesante pot fi date copilor noștri, pentru că școala așa cum este poate prea îmbăsită de lucruri de trecut și poate am putea o filtra. Astă seară avem un personaj pe care pentru mine a reprezentat foarte mult, pentru că am citit acum niște ani buni Inteligența Materii, care m-a frapat. A fost o etapă interesantă cu domnul Săhleanu, cu dânsul, cu mai multă lume, cu Mamulaș, cu experiențe ciudate, cu fel de lucruri care totuși au adus astăzi să devină știință. Astăzi seară, încă o dată, domnul Dulcan este în mijlocul nostru. Îi mulțumim pentru faptul că și-a găsit timp să vină și la Centrul de Studii Complexe. Și încă o dată le cerem scuze și pentru cei de jos, care probabil că stau într-o situație mai delicată, să aude sau nu se vom vedea. Se aude și se vede. Bună seara! Mulțumesc la toată lumea. Sunt uimit că înainte de furtună credeam că o să fiu singur, să mă ascult doar pe mine însumi, dar iată că n-a fost așa. Foarte multe lume dornică să discute, de fapt, facem o discuție, iată, țin despre noi, de unde am plecat, ce am parcurs la nivel de cunoaștere și unde suntem acum și mai ales ce ar urma să facem. Așadar, dați-mi voie să iau loc și să încep expunerea de la faptul că cu toții trăim cum gândim. Gândim așa cum suntem. Gândim din ceea ce știm. Iar sursele de cunoaștere, așa, vorbind la maniera, să spunem, aproximativă, am vorbit mai întâi de o experiență simplă, empirică, pe care Bergson o numea realismul naiv, adică omul care percepe realitatea, dar sigur într-o manieră naivă, pentru că o realitate percepută la un nivel, să spunem, intelectual, evoluat, ar fi o realitate pe care ființa o certifică, o experimentează. S-ar părea că știința trebuie să fie infailibilă și că tot ce ne spune știința, mai ales clasică, este adevărul pur. Vom avea acum ocazia să discutăm și vom vedea că